Revenim la informația zilei despre tânărul de 19 ani acuzat că s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident în care au murit doi oameni și alți trei au ajuns la spital. Jurnaliștii Digi24 au aflat în exclusivitate că el făcea parte dintr-un grup de consumatori de droguri, iar tatăl său l-a dus în Olanda ca să scape de pericolul stupefiantelor. Mai mult, anul trecut acesta a mai fost cercetat de procuror pentru deținere de droguri. Anchetatorii au decis însă închiderea dosarului. Judecătorii au confirmat hotărârea chiar la începutul anului. Valentin Stan are toate informațiile. Bine v-am găsit. Din informațiile pe care le avem acum, se pare că suspectul s-a mutat alături de tatăl său în Olanda tocmai pentru a fi rezolvat această problemă a drogurilor. Bărbatul a luat această decizie ca să-l separe de grupul de tineri alături de care ar fi consumat frecvent droguri, însă mutarea în Olanda nu l-a ajutat foarte mult. Vedem că în momentul în care s-au întors în România au apărut din nou problemele. Din ceea ce știm, acum se pare că tatăl venise alături de fiul său în județul Constanța, pentru că bărbatul trebuia să-și facă unele analize medicale. În toată această perioadă și-a rugat fiul să nu facă prostii, să nu comită nicio infracțiune, știind că a avut un istoric în acest sens, știind că el mai consumase droguri, însă nu și-a ascultat tatăl. El a fost prins de polițiști după ce a ucis doi tineri de 20 și 21 de ani. Acesta a ieșit pozitiv pentru trei tipuri de droguri. Totodată apar noi informații cu privire la trecutul tânărului. Se pare că acesta a mai avut plângeri la poliție, au mai fost apeluri la 112, pentru că acesta organiza în București petreceri foarte zgomotoase. Vecinii sunau la poliție și anunțau că erau deranjați de muzică. Totodată Libertatea oferă detalii despre un dosar penal care l-ar fi vizat pe tânărul de 19 ani. Acesta ar fi fost prins cu droguri asupra lui acum 2 ani. Ar fi vorba despre 0,7 grame de cannabis. Procurorii însă nu au continuat urmărirea penală, au cerut închiderea dosarului, iar această solicitare a fost acceptată de judecătorii de la Tribunalul București. Au luat această decizie procurorii și judecătorii, deoarece, spun magistrații, ar fi costat prea mult această anchetă, iar cantitatea de droguri găsite era una foarte mică. În plus, suspectul ar fi avut o atitudine demnă și ar fi fost sincer cu anchetatorii.